organizați pe echipe, tinerii liberali din Giurgiu și-au dat întâlnire sâmbătă de 1 martie în fața sediului PNL. Ei au cumpărat peste 200 de mărțișoare realizate de copiii din Asociația Licurici, pe care le-au oferit apoi giurgiuvencelor. Pornim astăzi cu entuziasm pe străzile orașului pentru a împărți doamnelor și domnișoarelor simbolul primăverii, mărțișorul. Mărțișorul considerăm unul dintre cele mai frumoase simboluri românești. Este asimilat cu sentimentele de bucurie, sănătate și belșug, aceleași lucruri pe care le dorim și doamnelor și domnișoarelor din orașul nostru. La mulți ani, o primăvară frumoasă vă dorim. Mulțumesc! Și toate cele bune. Primul mărțișor pe ziua de astăzi? Pe ziua de azi, da. Cum vi se pare inițiativa tinerilor liberali? Foarte frumoasă! Vă mulțumesc mult de tot! Vă dorim o primăvară minunată. Mulțumim din partea frumos. Partidului Național Liberal. Mulțumim frumos! Sănătate mult! O primăvară deosebit. Cum vi se pare gestul tinerilor liberali? Frumos, frumos. Primul mărțișor pe ziua de astăzi? E, al doilea, nici chiar așa. Da, da, mulțumim frumos și sănătate multă și la anul tot așa că e frumos. Un gest frumos din partea mea. Primul mărțișor pe ziua de astăzi? Da. Cum vi se pare gestul tinerilor? Frumos. Frumos. Foarte frumos. Frumos. Da. Un gest deosebit. Un gest de respect pentru noi femeile, mamele și ființele apropiate, surori.